Deci, domnule Radu Samson, aș vrea un pic să comentăm această știre și să vedem ușurința cu care au fost dărâmate toate aceste clădiri de referință ale romanului. Dacă timpul emisiunii nu ar fi limitat, aș vrea să păstrăm un moment de reculegere pentru toate clădirile frumoase care au dispărut din roman. Să nu uităm cinematograful Vasile Alexandrii, cinematograful Flacăra. Să nu uităm sediul circunscripției, fostei circunscripții electorale, care era clădire de patrimoniu și a fost deliberată de pe Bogdan Dragoș, a fost lăsată deliberat să se dărâme și azi terenul acesta este gol tot așa pentru a se construi. Să nu uităm fosta sediu al clădirii Molta Gremin, pe care tot cu o dărâmată clădire de patrimoniu, tot cu ajutor și-a construit domnul Haibas vilă și cred că fosta școală de la Piața Mare, de la TikTok, care iar era o clădire. Era o școală impozantă și era o clădire într-o stare foarte bună. Adică, dar și acolo se va face un mall. Și acolo se va face un supermarket. Da, că am văzut că s-a făcut o piață de grou unde se vinde, unde țigănia aia la vânzare. Mie mi se pare că cetățeanul acela, era el în șoară stare de ebrietate, dar parcă spunea lucrurilor pe nume acolo. Vă zic o chestie. Vina e comună. În primul rând, observăm că tot vorbeam de coduri administrative și de legi pe care le dă Parlamentul. Tocmai s-a modificat legea urbanismului cu ceva timp în urmă și mai mari noștri aleși de la PSD și de la ALDE vor ca la clădirile monument să poți interveni fără nicio grijă. Adică și monumentele istorice urmează, astea care mai există, urmează să fie mutilate. Pe legislația actuală, în ziua de azi, nu poți interveni la un monument istoric, cum e Biblioteca Municipală, de exemplu, nu poți interveni fără autorizație, fără să lucreze acolo o firmă specializată în întreținerea și reabilitarea monumentelor istorice și fără un aviz de la Ministerul Culturii. Ei, dacă trece legea asta pe care o propune majoritatea PSD-ALDE, începând de a doua zi, putem să placăm cu rigips pe afară toată biblioteca și să schimbăm ușile cu unele de termopan și nu ne mai întreabă nimeni nimic. Apropo de bibliotecă, din câte discutam cu dumneavoastră și am văzut că sunteți tot mai nemulțumit de stadiul în care a fost ea reparată, am înțeles de la dumneavoastră că vreți să solicitați pe plan local un soi de comisie de anchetă, se vadă de ce au început la așa scurt timp din asta să apară tot felul de probleme la această clădire? Da, asta e cu dus întors. Eu pot să cer de ce apar probleme și eu să-mi spună, păi nu contează că apar probleme pentru că a expirat garanția. Că lucrările publice de obicei au garanție 2 ani. Am mai discutat noi chestia asta că poți să-ți prelungești garanția până la 3 ani la un telefon. Și o investiție de 1 milion de euro, cum a fost biblioteca, să aibă garanție doar 2. Și, sau cum e ruta ocolitoare Est, care e dita mai investiția și a avut garanție 2 ani și e peticită de a doua zi după ce au inaugurat-o. Și se peticește în fiecare an. Aș putea să fac acest demers, stau pe gânduri așa dacă să întreb sau nu, dar decât să ne ocupăm de probleme din trecut, eu sunt de părere că mai bine ne ocupăm de probleme urgente în ziua de azi. Și astfel de probleme există, cum spuneați, de inundații, au fost și au apărut probleme la canalele necurățate, canalele acelea de colectare a apei pluviale necurățate pe unele străzi din Bălcescu și se întâmplă niște chestii care pot fi rezolvate de pe zi pe alta dacă cineva își dorește. Nu mai spun de lipsa asfaltului, nici n-ar vrea să discutăm, mai un subiect veșnic. Și probabil va lipsi asfaltul încă 20 de ani de acum încolo, de pe anumite străzi din Roman. Revenind la clădirile de patrimoniu, că despre aia discutam, sau la clădirile frumoase din Roman, foarte multe astfel de clădiri frumoase au dispărut din oraș.
pentru că au fost proprietate... Dar clădirea în discuție ultima... Da, clădirea în discuție e vorba de fostul azil de bătrâni. Ne-am sau și interesat devenit ulterior cantină socială. Și chiar am întrebat stânga-dreapta, proprietarul... Și eu m-am interesat. Proprietarul clădirii, noul proprietar al clădirii, a aflat că m-am interesat și m-a contactat personal să-mi răspundă la orice curiozitate am. Și mi-a zis acest nou proprietar care deține clădirea de foarte puțin timp, deci practic el nu e vinovat. El a cumpărat o clădire pentru demolarea căreia nu există nicio restricție. De ce nu-i convine să o fi consolidat? Era o bijuterie. Pentru că probabil costurile de reabilitare... Gândiți-vă că biblioteca municipală, reabilitarea bibliotecii municipale a costat 1 milion de euro. Reabilitarea casei Celibidache e evaluată la 1 milion de euro, tot de primăria Roman. Și atunci, presupunând că aceste costuri nu sunt exagerate, un investitor privat nu are 1 milion de euro de aruncat pe o clădire care e între blocuri și nu prea e vizibilă de la stradă. Da, ați văzut ce frumos vorbea cetățeanul acela de Hulubării și în spate chiar apărea un bloc în care erau crescuți porumbeii. Da, era asta... el în stare de ebrietate, dar ați văzut cât adevăr grăia romașcanul nostru. Da, să știți că noi romașcanii suntem niște oameni sinceri în general și toți tind să cred că toți cunoaștem realitatea din oraș de la noi. Dincolo de ce ne vând anumiți politicieni, dincolo de ce ni se spune în anumite mijloace de comunicare media, mie îmi place să cred că romașcanii au capacitatea să discearnă adevărul dintre... Și mai ales să vadă că foarte mulți mă opresc pe stradă și îmi mulțumesc pentru această emisiune și pentru modul echilibrat în care noi spunem, ne mai și contrazicem, mai scădem, da, și de acord pe lucrul acesta. Haideți să ne întoarcem la supărările lui Radu Samson referitor la procesul cu primăria Roman. Deci pentru telespectatorii noștri care nu au aflat încă vestea, poate au ratat știrea, poate cine știe, n-au avut ocazia să ajungă informația la ei. După cum am mai anunțat și cu alte ocazii, în luna februarie, a acestui an, eu am deschis un proces împotriva Consiliului Local al Municipiului Roman cu scopul de a solicita instanței să anuleze hotărârea de Consiliul Local prin care s-au majorat taxele și impozitele. Știm cu toții, au crescut cu 20% taxele și impozitele la Roman și eu am cerut anularea acestei hotărâri nu pentru că nu sunt de acord cu mărirea taxelor, că nu e treaba mea să fiu de acord sau de oportunitate. Nu pe motive de oportunitate, că nu sunt eu consilier local sau primar acum ca să știu dacă trebuiau mărite sau nu. Ci am cerut anularea acestei hotărâri pentru simplu fapt că ea a fost adoptată cu încălcarea prevederilor legale. Și dacă să explicăm cetățenilor, adică domnul primar, înainte de a fi băgat în Consiliul Local, ar fi trebuit să facă un soi de referendum? Nu, ar fi trebuit să organizeze o dezbatere publică. Așa prevede legea, că în cazul hotărârilor de Consiliul Local, în care să mă întrebe tu, Ordean, ești de acord general, să anunță, mărim dar nu vă întreabă. Ei, taxa la apartament cu atâta, deci, tot, primăria, normal că aș fi spus că nu. Primăria practic publică pe site-ul instituției și la un loc vizibil pe holul primăriei proiectul de hotărâre de Consiliul Local și în acel proiect stabilește o dată și o zi în care cetățenii pot merge la primărie să participe la o dezbatere pe prevederile proiectului. Și fiecare cetățean interesat, domnul, citește proiectul și poate zice, domnule, eu nu sunt de acord cu aia, domnul Samson, am mai discutat și am mai prezentat tot în această emisiune acel simulacru de 8 minute de... Bine, acum vă zic o chestie. Dacă primăria organizează dezbaterea publică, de ce e publică pe site-ul primăriei, e publică pe hol la primărie, la afișierul de pe trotuar din fața primăriei, ei pot să scrie pe data de, la ora de, se organizează dezbatere pentru următorul proiect de hotărâre. Ați văzut că s-a revenit și asupra
după critica noastră de acolo, să reveni și să faci o altă dezbatere și pe steag și să, de data asta, o să participăm acolo, să vedem cu câtă seriozitate. Să vedem cu câtă seriozitate se tratează subiectul. Și dacă primăria organizează această dezbatere prevăzută în lege, deci e o procedură prevăzută de lege, dacă primăria organizează această dezbatere, dar cetățenii nu participă pentru că nu au timp sau nu sunt interesați sau n-au auzit de dezbatere, atunci vina nu mai e a primăriei. Da. Nu mai e a primăriei. Primăria și-a făcut datoria legală și-a organizat chestia asta. Însă hotărârea de majorare a taxelor și impozitelor locale a fost adoptată fără organizarea unei astfel de dezbateri publice. Primarul și cu aparatul de specialitate al primarului au scris proiectul și referatele de specialitate care stau la baza proiectului respectiv cu o zi sau două înainte de ședința de Consiliu Local. Nici măcar consilierii locali, teoretic, nu au avut timp să se informeze foarte bine cu privire la pentru că acea hotărâre de Consiliu Local conține și niște anexe și e un teanc cam așa de hârtii. Domnul și n-ai Samson, timp într-o zi să le citești. Apropo de consiliere local și de toată această poveste, după dezbaterea pe care dumneavoastră ați organizat-o la un post concurent de televiziune, am văzut că ar fi foarte bine ca într-o astfel de emisiune să nu discutăm doar noi doi, să ne dăm cu părerea și să invităm și din partea lor un reprezentant al primăriei, al aparatului administrativ. Pe mine m-ar interesa, al consilierilor m-ar fi interesat, pentru că ei sunt cei care ridică mâna. Da, deci eu am acționat în judecată Consiliul Local. La deci, părât scrie Consiliul Local. Categoric. Ei, în ciuda tuturor eforturilor mele de a găsi un singur consilier local care să spună, da, domnule, sunt de acord să vin alături de Radu Samson și de dumneavoastră în emisiune, am primit refuz pe toată linia. Doamna viceprimar mi-a trimis un SMS, poate îl putem arăta și la cameră, că e într-o ședință, nici măcar nu mi-a răspuns la telefon că ar fi știut că e mai greu să mă poată refuza. Și e un consilier cu care am discutat, mi-au spus la fel. După aceea l-am sunat pe domnul Micu, care e plecat în concediu de odihnă, cred că pentru o săptămână, și mi-a spus să mă adresez domnului Leoreanu, care este șeful de partid, și să trimită dumnealui pe cineva. Și în sfârșit m-a sunat domnul Leoreanu ceva mai târziu și mi-a spus că săptămâna viitoare vom avea onoarea să fie alături de noi domnul avocat Alin Antochi, membru marcant al PNL-ului, abia aștept această întâlnire. Acum vă mai zic o chestie. Povestea pe care tocmai ne-ați relatat-o demonstrează încă o dată că, de fapt, nu primarul conduce primăria, ci partidul conduce primăria. Asta pe o parte. Pe altă parte, eu am solicitat, dar accept participarea domnului Alin Antochi, care, dacă mă amintesc, a fost candidat la europarlamentare din partea PSD, cu niște ani în urmă. Accept participarea domnului Alin Antochi în emisiune, pentru că e avocat și putem discuta ca de la jurist la jurist, să spunem. Inclusiv chestiuni tehnice, juridice legate de procesul în cauză. Dar eu aș fi vrut să aud opinia cuiva din Consiliul Local. Pentru că ce se întâmplă? În urma anulării hotărârii de către instanță, într-adevăr, primăria la ora actuală are posibilitatea să facă un recurs, pe care, din câte am înțeles din declarațiile domnișoarei Claudia Matei, îl va și face primăria. Deci primăria o să facă recurs, o să atace decizia la Curtea de Apel Bacău. După ce se termină recursul, presupunând cu șanse de, să spunem, minim 50%, pentru că nu se poate întoarce la dezbatere. Nu se pot întoarce la dezbatere. Să fac o dezbatere pe care ne-am făcut-o. Asta pentru anul viitor. Deci dacă instanța de la Curtea de Apel Bacău decide că anulează hotărârea, hotărârea rămâne nulă. Nu mai există cale de întoarcere. Și atunci, dacă se anulează hotărârea, primăria are datoria să restituie persoanelor interesate, tuturor romașcanilor, să le restituie diferența de impozit provenită din acea majorare, prevăzută în hotărâre. Ei, și asta aș vrea eu să discut cu un reprezentant al Consiliului Local sau al aparatului administrativ, repet. Domnișoara Claudia Matei este consilierul personal al primarului. Ea nu reprezintă aparatul administrativ al primăriei. În opinia mea,
poate greșesc, poate fi absurd. Eu aș vrea să discut cu domnul primar, cu doamna viceprimar sau cu un membru al Consiliului Local. Doamna viceprimar mi-a trimis un SMS astăzi, atâta tot. O să vă spun, dar dumneavoastră mi-ați mai pus mie o întrebare, pentru că tot m-ați auzit pe mine că mă frăsui, că relațiile nu mi se mai răspunde cu atâta cordialitate de când facem această întrebare. Și ați vrut să spuneți ceva, spuneți acum și în emisiune. Da, nu știu dacă e o chestie neapărat de zis în emisiunea asta. Mi-a zis că nu vrea nimeni să vină, nu vrea nimeni să participe dintre toți consilierii locali. Să nu uităm, consilierii locali sunt și la PSD și la PNL. Înțeleg că PNL-ul e cumva afectat de acest proces, consilierii locali ai PNL sunt afectați de acest proces. Da, la fel, sunt afectați și cei PSD-ul, că au votat împreună, acum, doar nu am acum, votat eu. Lăsând partea administrativă la o parte, la mijloc în acest proces, pe linie politică, e obrazul domnului primar. Iar consilierii locali PNL nu pot veni să discute despre o chestie, despre un subiect care îl atinge la obraz pe domnul primar. Însă consilierii PSD, care se presupune că sunt în opoziție, ar trebui să poată veni să spună, da, domnule, noi după aia o să propunem. Să vedem că domnul Holban, care se afla azi la Felix, ne-a spus că dumnealui chiar este dispus să vină, îi place emisiunea noastră, este dispus să vină. Ce credeți, va veni sau nu va veni? Nu știu, vom vedea. Eu vreau să mă întâlnesc cu ceva din Consiliul Local. Îmi spuneați că aveți impresia că nu mai vedeți. Asta vreau să vă zic că, ok, PSD nu vrea să vină din motive pe care doar ei le înțeleg. Dar PNL nu vine pentru că e un subiect care deranjează la obraz pe domnul primar și implicit afectează și imaginea partidului la nivel local. Că până la urmă vă zic o chestie. Întreg aparatul administrativ al primăriei Roman, împreună cu două treimi din Consiliul Local, cei 15 membri PNL, au pierdut un proces administrativ în fața unui jurist care zi de zi e agent imobiliar, deci nici măcar nu profesez pe linie juridică, sunt agent imobiliar și mai mult au pierdut atâtea costume, atâtea gulere albe, au pierdut procesul în fața unui cetățean, unui simplu cetățean, cum chiar ei mă numesc când dau ocazia, în fața unui simplu cetățean care umblă în cămașă cu pătrățele și în tenis. Vorbiți de declarația doamnei consilier care a spus cetățeanul acela. Da, bine, eu sunt un cetățean la fel ca toți romașcanii. Eu sunt un cetățean al municipiului Roman. Da. Și întreg aparatul administrativ cu acel birou juridic din aparatul de lucru al primarului, împreună cu întreg Consiliul Local, cu secretarul și cu primarul, au pierdut un proces în instanța de contencios administrativ împotriva unui cetățean în cămașă cu pătrățele și în tenis. Ce zice chestia asta despre cât e de pregătit aparatul administrativ sau cât e de bine gestionat aparatul administrativ? Cred că pregătit este. Aici Politicul pune niște limite aparatului administrativ sau impune niște lucruri aparatului administrativ. Și acest lucru se întâmplă nu doar în primărie. Se întâmplă și la spital, se întâmplă și la CSM, se întâmplă și la municipal Locato. Și mă tem că după agresivitatea emisiunilor noastre o să vedeți că nu o să mai aveți acces, că asta e chestia pe care nu eram sigur că o pot spune la televizor, dar cred că e foarte posibil să nu mai aveți acces în perioada următoare nici la spital, nici la clubul sportiv municipal. O să încerc să-mi fac datoria. Eu vă recomand să încercați. Și vă spun asta, dar dumneavoastră chiar ați folosit un termen în discuția noastră particulară de aroganță. De ce credeți că PNL-ul la Roman este arogant? Ce vă determină? Vă determină să spuneți însă de la exprimarea acel cetățean e vorba de o atitudine generală și într-adevăr la ora actuală PNL-ul a demonstrat în repetate rânduri că ei controlează Consiliul Local și având majoritate de două treimi în Consiliul Local, implicit controlează tot. Dacă consilierii locali ai PNL sau cineva din PNL inițiază mâine un proiect de vânzare a clădirii primăriei, PNL-ul
are majoritatea necesară în Consiliul Local să poată vinde clădirea primăriei. Bine, asta e un exemplu absurd. Dar într-adevăr, ceilalți consilieri PSD sunt complet inutili în Consiliul Local și sunt inutili și prin felul lor de a se manifesta. Vedem, în Consiliul Local o ședință cu 30 de puncte pe ordinea de zi durează 20 de minute. Nu există niciun fel de dezbatere în Consiliul Local. Toate ordinele... Ei o să meargă după principiul spus de domnul Arsenie, că toate dezbaterile se fac în comisie. Mai avem un minut, vreau să discutăm despre ceea ce ați văzut azi la televizor, victoria obținută din întâmplare de mine ca jurnalist într-o investigație, aceea că preoții nu pot să mai perceapă taxe pentru mormântări. Știți scandalul de la Ghidion, când n-au vrut să îngroape un mort pentru că nu a plătit taxe de 6 milioane. Am auzit despre chestia asta și vă zic că am mai auzit prin comune de pe lângă Roman, de-a lungul anilor, cazuri în care preotul refuza să înmormânteze pe cineva și nu o să spun nici comuna, nici preotul, că nu e treaba localnicilor să rezolve problema asta. Situații, dar să știe lumea că azi oficial înmormântările sunt gratuite. Deci reprezentanții bisericii au obligația prin lege să participe la slujba de înmormântare. Și înmormântările sunt gratuite, slujba de înmormântare trebuie să fie gratuite și să nu uităm că toți preoții beneficiază de un salariu, de la micuț stat. Cum e el, beneficiază de un salariu plătit din bani publici. Din bani publice la stat. Și încă un lucru, eu o să păstrez în arhivă toate acestea, dar o să mai revenim și săptămâna viitoare. O zi bună! La revedere!